La nivelul județului Buzău, programul național de screening pentru cancerul de col uterin a început în anul 2013. În perioada 2013-2019, în cadrul rețelei creată de Spitalul Județean de Urgență Buzău, au fost testate un număr de peste 6500 de femei, dintre care aproximativ 500 de femei au avut leziuni celulare microscopice care puteau evolua către un cancer. Doamna doctor, aș vrea să ne spuneți ce investigații medicale sunt recomandate, începând de la ce vârstă și cu ce frecvență, pentru prevenția, depistarea timpurie a cancerului de col uterin. Bună ziua! Aveți dreptate cu numărul de paciente. Aș vrea întâi să spunem de ce s-a ajuns la acest program de screening și ce înseamnă screening-ul pentru toate femeile care aud acest cuvânt. Screening înseamnă să depistezi modificări celulare microscopice la paciente, la femei, care aparent nu au niciun fel de simptomatologie. Ele se cred sănătoase, deci sunt clinic sănătoase. Dacă stai de vorbă cu femeia, îți spune că nu are niciun fel de durere, niciun fel de modificare, nu are nimic. Și atunci asta înseamnă screening-ul, testarea unui număr cât mai mare de femei pentru o anumită boală sau patologie și să vezi modificările care apar până să se ajungă în stadiu de cancer clinic manifest. S-a ajuns la acest screening în întreaga lume, deoarece cancerul de col uterin a devenit o problemă de sănătate publică la nivel mondial. Este a doua cauză de deces prin cancer la femei în lume, iar în Europa este a șasea cauză de deces prin cancer de într-o formă de cancer. Noi suntem cumva la coada clasamentului. Avem aproape cea mai mare incidență a cancerului de col feminin la femei și suntem a treia țară în Europa cu mortalitate în rândul femeilor cauzate de cancerul de col uterin. Și atunci, ajungându-se la aceste cifre, în 2016, Institutul Național de Sănătate Publică spunea că în fiecare zi 6 femei mor din cauza cancerului de col uterin. Și atunci s-a demarat programul de screening. Programul de screening a început foarte bine. Foarte bine a început, adică aveam undeva la 400-500 de femei pe care le testam lunar. A fost greoi la început. De ce? Pentru că s-a modificat legislația în primul an de vreo două ori. Au trebuit medicii de familie să tot facă drumul pentru reînnoirea contractelor. Banii au venit foarte târziu. Am avut noroc cu medicii recoltori ginecologii care pe cheltuiala dumnealor materială, luni de zile, 7-8 luni de zile, au lucrat fără să primească banii. Ori în lunile astea au venit o fel de zvonuri. Că vin banii, că nu vin și lumea a fost mai puțin. Dar a mers. A mers programul 5-6 ani. De când a venit această nenorocire de virus, COVID-19, nu au mai venit femeile. Vreau să vă întreb, câte femei au fost testate în această perioadă 2020-2021, având în vedere că a fost marcată de pandemia de COVID-19? 3 femei. Deci a scăzut foarte mult numărul. Foarte mult. Pe programul de screening, Papa Nicolau, pentru că în cadrul programului de screening pentru cancerul de col uterin, investigația care se face este Papa Nicolau. Testul Papa Nicolau, frotiul pe lamă al celulelor recoltate de la nivel vaginal și al colului uterin. Nu au mai venit femeile din diverse motive. 1. Medicii de familie au fost efectiv copleșiți de numărul de pacienți care trebuiau verificați, trebuiau urmăriți, cei care erau cu COVID. Și li s-au pus în cârcă multe alte lucruri, inclusiv centrele de vaginal. Nu le-au pus în cârcă. Au trebuit să facă față multor provocări și unui volum de muncă fantastic. Și atunci nu au mai putut informa femeile despre utilitatea acestei investigații.
Apoi femeile nu s-au mai dus sau nu au mai venit să-și facă investigația datorită fricii de a nu contacta virusul în perioada în care merge să-și ia trimiterea, merge să-și recolteze Papa Nicolau și tot așa. Și atunci, în acești 2 ani nu au mai fost investigate femeile. Doamna doctor, aș vrea să vă mai întreb ce strategii s-ar putea găsi pentru a crește numărul de teste în rândul femeilor? Strategiile ar fi unele de, cum spuneam, de sănătate publică. Femeile să fie informate despre importanța și utilitatea acestei investigații, acestei analize, care este foarte simplă. Simplă la modul că femeia stă numai să-i recolteze și beneficiază și de un consult ginecologic. Nu poți recolta un Papa Nicolau dacă nu consulți femeia. Este mai simplu și mai ușor de efectuat decât, sau mai puțin traumatizant și dureros pentru femeie decât la o punctie venoasă pentru recoltare de sânge. În primul rând ar trebui să ne educăm noi, să mergem înainte să ne doară ceva, să ne facem această investigație care ne poate salva viața. Ce strategii s-ar putea găsi pentru a crește numărul de teste în rândul femeilor? În primul rând ar trebui o educație sanitară a femeilor, a fetelor, despre importanța acestei investigații și despre faptul că această investigație le poate salva viața. Pentru că, așa cum spuneam, în cadrul programului de screening am depistat femei cu modificări la nivel celular care nu se știau bolnave cu nimic, nici nu aveau cum. Simptomatologia nu există, decât în cazul în care deja este într-o fază avansată cancerul. Și poți să depistezi, chiar dacă este un cancer, în faze incipiente, la început, când este stadiul 0 sau sunt modificări care pot să ducă. Lucruri care se întâmplă în ani, de la o modificare microscopică celulară până la faza de cancer invaziv, trec ani. Femeile ar trebui să fie educate, ar trebui să îi fie informate ca să meargă periodic la medicul de familie, măcar o dată pe an, să-și ceară o trimitere pentru un consult ginecologic. De fiecare dată avem alte priorități. Copilul, soțul, programul extracurricular al copilului sau temele sau toate cele, toate suntem mame și soții. Dar măcar o dată pe an să ne propunem, în luna în care noi împlinim o anumită vârstă, să mergem să ne facem această investigație. În țările dezvoltate, această investigație este făcută o dată pe an la majoritatea femeilor, cum se spune, active sexual. Și această investigație făcută anual și vaccinarea anti-HPV în rândul femeilor a scăzut incidența cu peste 90% a incidenței de cancerul de col uterin. Deci a scăzut foarte mult incidența cancerului de col uterin. Tocmai pentru că această investigație ușor de efectuat, simplu de efectuat, nu este consumatoare de timp, nu este dureroasă, salvează vieți. Salvează viețile femeilor care pot să-și ducă, să aibă o viață absolut normală și fericită. Chiar dacă, știu eu, se depistează o celulă sau alta, există tratamente, există manevre chirurgicale. Credeți că medicii de familie ar trebui să se implice mai mult? Cred că da. Și cred că și educarea fetelor în școli. Să știți că eu sunt pentru educația sanitară și sexuală în școli. Ar trebui făcut, ar trebui introdusă această materie obligatoriu, nu opțional. Pentru că ar fi făcută de persoane instruite, nu de oricine. Ar fi făcută de oameni instruiți, documentați, care ar ști ce și cum să le spună copiilor, ce să facă. Atunci când o fată
își începe viața sexuală, în primul rând ar trebui să meargă la un control ginecologic sau la medicul de familie, în cine are ea încredere, și să discute despre lucruri pe care mama ei ori nu le știe, ori, cum este educația la români, îi e rușine să spună. Știți că nouă ne este rușine să vorbim despre lucruri despre care ar trebui să vorbim cu sinceritate, să ne apropiem copiii și să le spunem lucrurilor pe nume. Sunt lucruri cu care ne întâlnim zi de zi. Nu înțeleg această reticență a mamelor. Educația din mediul online nu e cea mai bună alegere. Ei așa sunt obișnuiți, dar nu e cea mai bună alegere educația în mediul online. Nu. Trebuie să mergi, să stai de vorbă și să ți se spună, pentru că fiecare pacient are particularitățile lui și atunci trebuie să te adaptezi la fiecare pacient și să-i explici. Iar medicii, sigur, știu ce și cum să spună, astfel încât să scadă incidența cancerului de păr, care este foarte mare, tocmai datorită educației pe care nu o avem. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Cu plăcere!